Bună seara, dragi prieteni, Garry Kasparov, fost campion mondial la șah. Am prezentat și una dintre cărțile sale foarte importante despre regimul lui Putin. A făcut astăzi niște declarații foarte interesante. Militant împotriva regimului Putin spune că Rusia este o dictatură fascistă. Iar regimul Putin este o amenințare fascistă, nu numai pentru Rusia, ci pentru întreaga lume. Dictatura lui Putin, care pretinde că denazifică Ucraina. Așa a început invazia din Ucraina, spunând că denazifică Ucraina. Ucraina va câștiga războiul, spune și Liz Truss. Niciun acord de pace nu trebuie să pună în discuție teritoriile ucrainene. Îmi cer scuze, sursa citată este site-ul europalibera.org. Ucraina va câștiga războiul și niciun acord de pace nu ar trebui să cedeze teritoriul ucrainean, a spus premierul britanic Liz Truss în timpul conferinței anuale a Partidului Conservator din Birmingham, Marea Britanie. Poporul ucrainean nu luptă doar pentru securitatea lui, ci și pentru securitatea noastră, a tuturor. Aceasta este o luptă pentru libertate și democrație în întreaga lume, a spus Truss. Este ceea ce explic și eu de foarte mult timp aici în editorialele video în care prezint cele mai importante momente ale conflictului din Ucraina. Lupta poporului ucrainean, rezistența bravului popor ucrainean este o rezistență pentru democrația și libertatea întregului continent. Și poate a lumii întregi, pentru că dacă un dictator nebun ca Putin, totuși Rusia este cea mai mare țară de pe planetă, cea mai mare putere nucleară, sau are cel mai mare arsenal nuclear, că putere e mai greu de spus, nu se știe foarte clar care este capacitatea reală a forțelor militare ale Rusiei, inclusiv capacitatea de a gestiona acel arsenal nuclear. S-a văzut în Ucraina că sunt a doua armată ca mărime și ca putere din Ucraina. Este ceea ce explic și eu, și anume faptul că un astfel de dictator nebun care are la dispoziție asemenea resurse, are la dispoziție cea mai mare țară de pe planetă, are în cap ideea refacerii unui imperiu sovietic cu rădăcini pe vremea Imperiului Țarist, poate să fie o amenințare pentru întreaga planetă. Nu numai pentru partea de continent pe care o vizează. Teoretic vizează numai fostele țări comuniste și jumătate din Europa, atât cât a ocupat Stalin după al doilea război mondial cu tancurile lui. Practic, dacă ar fi avut succes în Ucraina, dacă ar fi reușit prin absurd să-și pune planul în aplicare, vă dați seama că un dictator nebun nu s-ar fi oprit aici. Ar fi amenințat întreaga planetă. Totul în jurul lui. Că am mai avut exemple în istorie în care aceste lucruri s-au întâmplat. Cel mai recent exemplu cu Hitler. Asta ca să vin la ceea ce s-a întâmplat în cel de-al doilea război mondial și la faptul că seamănă foarte mult, foarte mult. Anschluss, nu? Anexarea făcută în... Mă scuzați, nu știu dacă am pronunțat corect în germană, sunt puțin obosit acum. Anexarea Austriei de către regimul nazist în 1938 seamănă foarte mult cu ce a făcut Putin cu regiunile din Ucraina, pe care le și pierde în urma conflictului, și asta este un lucru foarte, foarte interesant. Anexarea, spune Liz Truss, anexarea ilegală de către Putin a teritoriului ucrainean este doar cel mai recent act din campania sa de subminare a democrației și încălcare a dreptului internațional. Nu ar trebui să cedăm celor care doresc o înțelegere care să schimbe pământul ucrainean. Ei propun să plătească în vieți ucrainene pentru iluzia păcii. Vom fi alături de prietenii noștri ucraineni, oricât de mult va dura. Ucraina poate câștiga, Ucraina trebuie să câștige și Ucraina va câștiga. Este foarte interesantă această declarație. Garry Kasparov, fost campion mondial la șah, militant împotriva regimului Putin, a acordat un interviu revistei germane de știri Der Spiegel, acolo a dat aceste declarații, în care a spus că fiecare rus care trăiește acum în Rusia face parte din mașina de război. Și cei care vor să stea de partea dreaptă a istoriei ar trebui să plece. Kasparov spune revistei că a petrecut 20 de ani de luptă împotriva lui Vladimir Putin. A spus întotdeauna că regimul său va deveni inevitabil o amenințare fascistă, nu numai pentru Rusia, nu numai pentru vecinii săi, ci pentru întreaga lume. Ar fi fost frumos dacă măcar câțiva oameni ar fi luat în serios acest avertisment. Așa este. În cartea lui, Garry Kasparov, imediat după anexarea abuzivă a peninsulei Crimea, a explicat exact pericolul dictaturii lui Putin.
Și tot ce a spus el avea să se dovedească ulterior, începând cu 24, dacă nu mă înșel, februarie 2022, când Putin a declanșat invazia din Ucraina, genocidul din Ucraina, agresiunea militară pentru distrugerea acestei țări, pe care el o numește operațiune specială. Și care, iată acum, este într-un stadiu foarte defavorabil dictaturii lui Putin. Întrebat de Spiegel dacă în străinătate, dacă fiind în străinătate trăiește în exil politic în 2013, nu se află într-o poziție prea confortabilă pentru a face astfel de cereri celor care încă n-au părăsit Rusia. El a răspuns, acesta este război, fie ești de o parte a frontului, fie pe cealaltă. Fiecare cetățean rus, inclusiv eu, poartă responsabilitatea colectivă pentru acest război. Chiar dacă nu o responsabilitate personală. Astăzi Rusia este o dictatură fascistă, care, în timp ce vorbim aici, comite crime împotriva umanității. Și toți cei care încă locuiesc în Rusia acum fac parte din această mașinărie de război, indiferent dacă vrem sau, dacă vrea sau nu. Foarte puternice aceste declarații. Foarte puternice. Kasparov a mai spus că rușii care doresc să li se acorde azil în altă parte ar trebui mai întâi să semneze o declarație în trei puncte în care vor declara că războiul este criminal, regimul lui Putin ilegitim, iar Ucraina este indivizibilă. Șeful de apărare al Dumei de stat, pentru că vedeți, începe și în Rusia să fie conștientizat faptul că este un dezastru militar operațiunea din Ucraina, șeful de apărare al Dumei de stat trebuie să încetăm să mințim despre războiul din Ucraina. Liderul Comitetului de Apărare al Dumei de stat, Andrei Kartapolov, a avut o intervenție la o emisiune de la un post rusesc de televiziune, cerând să înceteze minciunile despre războiul din Ucraina. Trebuie să încetăm să mințim, despre asta am vorbit de mai multe ori. Dar cumva nu ajunge la fiecare lider. Am citit rapoartele Biroului de Informații Sovietic pentru 1941, când Germania au pătruns în Moscova. Au spus deschis că undeva ne retragem, dar în fiecare raport spuneau că brigada așa și așa a făcut asta sau asta. Piloții noștri au distrus așa și așa. Pierderile noastre au fost așa și așa. Și oamenii au înțeles pericolul. Au știut că inamicul este pe pământul nostru, a comentat acesta. Cu o zi înainte, Comandamentul Operațional Sud a anunțat eliberarea de către forțele armate ale Ucrainei a 8 așezări din regiunea Herson, care fuseseră ocupate de armata rusă, cu unități de tancuri superioare în direcția Zolotaya Balka Alexandrova. Inamicul a reușit să pătrundă în adâncurile apărării noastre, se preciza într-un raport al Ministerului Rus al Apărării din 3 octombrie. Și Actual 24 publică un articol pe această temă în care explică faptul că Rusia pierde războiul în toate cele patru regiuni anexate și că este o foarte mare disperare printre trupele ruse. Ne tremură picioarele aici, pământul se cutremură. După cum spun analiștii militari pro-ruși, deci este un dezastru, oameni buni, este un dezastru militar pentru dictatura lui Vladimir Putin, situația din Ucraina. Și este bine că este așa. Asta este o veste foarte bună, oameni buni, pentru democrație. Sigur, până la capăt mai este mult de mers, inclusiv în privința României. Așa cum explicam și în comentariile anterioare, dragi prieteni, în Ucraina vedem doar faza, dacă vreți, operațiunile militare ale unui război mult mai amplu pe care Putin îl duce împotriva democrației și îl duce pe teritoriul țărilor foste comuniste, inclusiv pe teritoriul României. Și asta presupune un război hibrid prin intermediul unor grupări politice, grupări extremiste, prin intermediul dezinformării, fiind susținut în România de întreaga oligarhie autohtonă, care are interese comune cu interesele dictatorului Putin. Și aici intervenim noi, oameni buni, în 2024, când vor fi alegeri. Dacă știm să ne trezim, dacă știm să ne mobilizăm la vot, dacă știm să ne informăm, astfel încât până în acel moment să identificăm toate forțele politice care au interese comune cu interesele dictatorii din Rusia. Și tot spun treaba asta și aia este foarte importantă. Multă lume leagă toată povestea asta strict de Putin. Ea nu e legată, oameni buni, strict de Putin. Este legată de piramida de putere care controlează Federația Rusă. Și dispariția lui Putin nu înseamnă dispariția revizionismului, da? Imperialist, ca să folosesc un termen comunist, da? Revizionismului care a dus la invazia din Ucraina, da? Ideea astea că Rusia trebuie să controleze spațiile pe care le-a controlat pe vremea când era Imperiul Țarist și ulterior pe vremea când era Imperiul Sovietic și infecta cu comunism nenorocit jumătate de continent și ne ținea pe toți. Provoca un dezastru
al popoarelor din Europa de Est, da? Dispariția lui Putin nu înseamnă că dispare acest mod de gândire, putinismul, duginismul, da? Este foarte important acest aspect. De aceea, pentru noi, dragi prieteni, nu există vestea bună că a dispărut Putin sau că Ucraina a împins armata Federației Ruse în afara granițelor ei. Nu. Vestea pentru noi este că în 2024 trebuie să ieșim masiv la vot. Trebuie să ne asigurăm că nu mai au acces la putere forțele politice conduse de oligarhie, de grupări de corupție, de grupări de mafie, de hidra din politică, hidra care are interese comune, aliniate cu interesele lui Putin. Și mai ales că evităm, vidanjăm parlamentul de grupări de-astea rusofile de tip Aurul, huliganului George Simion, fondat de toarășul Marius Dorin Lulea, care bătea cuie în clădirea din piața Charles de Gaulle, clădirea aparținând Federației Ruse, oameni buni, unde a fost sediu NKVD-ului și KGB-ului până în 1989, ca să înțelegem despre ce vorbim, și probabil azi sediu FSB-ului, că n-aveau de ce să se mute în altă parte. Da? Bun, ce spune Actual 24? După cum spun analiștii militari proruși, în ultimele 72 de ore, Ucraina a reușit să recucerească simultan aproximativ 1000 de kilometri pătrați de teren în nord-estul țării și 2200 de kilometri pătrați în sud. Deși este dificil de confirmat în mod independent aceste cifre, Actual 24 citează o analiză publicată de Yahoo News. Deși este dificil de confirmat în mod independent aceste cifre, simplu fapt că ele vin din partea unor marionete ale lui Vladimir Putin evidențiază cât de dezastruos au mers lucrurile pentru președintele rus, într-o lună în care a recurs la o mobilizare haotică pentru a suplini lipsa de personal și la o vestită anexare a teritoriului ucrainean care îi scapă printre degete de la oră la alta. Se pierde teren nu doar într-unul dintre oblasturile pe care le-a revendicat în mod ilegal ca fiind ale sale, ci în toate cele patru regiuni. Zvonurile privind avansarea armatei ucrainene în zonele controlate de ruși din Kherson, direct la nord de peninsula Crimea ocupată de ruși, au fost confirmate de imagini cu soldați ucraineni victorioși care ridică steagul ucrainean deasupra satelor eliberate. Ucrainenii au avansat pe malul vestic al râului Nipru, folosind bariera naturală a cursului de apă pentru a-și asigura flancul stâng. Progresul lor a fost atât de rapid încât voci proruse de pe Telegram, un serviciu de mesagerie globală, sunt într-o stare de panică totală, implorând pe oricare dintre cititorii lor care are un contact bine plasat în armata rusă să trimite imediat sprijin aerian, deși nimeni nu pare să vină. Avem nevoie de aviație mai mult ca niciodată, a implorat un canal rusesc de pe Telegram. Dacă cineva are acces la comandă, să ne trimită. Vă dați seama ce degringoladă este, ăștia scriu pe Telegram. Bine că nu scriu pe Facebook. Aoleu, sau pe TikTok. Bine că nu-și dau comenzile pe TikTok. Potrivit unei conversații între soldații ruși interceptate de SBU, Serviciul de Securitate Internă al Ucrainei, utilizarea sistemelor de rachete de artilerie de mare mobilitate HIMARS furnizate de SUA a fost la fel de devastatoare în sud ca și în alte părți de-a lungul liniei frontului. Un soldat rus ar fi fost înregistrat spunând: aici ne tremură picioarele, HIMARS rovește, pământul se cutremură, aici ai noștri tremură toți. Într-o altă interceptare, un soldat rus îi sună tatăl acasă, încurajându-l să evite mobilizarea. 8 dintre camarazii săi, spune soldatul, au părăsit recent un spital din Kherson fără mâini și picioare. Iar avansul ucrainean pe malul vestic al Niprului a adus acum majoritatea regiunii Kherson în raza de acțiune artilerii ucrainene extrem de precisă, furnizată de Occident, oferind o mulțime de noi ținte rusești de distrus. Trupele rusești de pe malul vestic au fost din ce în ce mai slab aprovizionate din cauza loviturilor ucrainene împotriva podurilor care traversează Niprul, complicând masiv logistica rusă. Pe lângă platformele de artilerie occidentale, rușii au fost de asemenea supuși la nenumărate atacuri din partea unor drone ucrainene de mici dimensiuni. Multe dintre ele, modele civile recondiționate, care au aruncat grenade și mortiere asupra unor ținte, adesea la adăpostul întunericului. Abordarea cu arme combinate a Kievului a contribuit la degradarea constantă a capacității rușilor din Kherson, mulți dintre aceștia luptând de la începutul lunii martie, fără întrerupere. Deci, își au bătaie rușii, oameni buni, în Ucraina, de le zboară full G. Cam asta ar fi varianta pe scurt și populară, așa, într-o exprimare bulevardieră a situației de acolo. Spot Media, jurnalista Magda Grădinaru, publică un interviu foarte interesant despre Moldova, despre alternativa la Gazprom în Republica Moldova, un interviu cu Otilia Nițu, analist de politici publice în energie, infrastructură și expert forum. Otilia Nițu
spune așa: dacă Rusia îi se limitează brutal vânzările de gaz și petrol spre Occident, cum se întâmplă acum, rămâne pur și simplu fără venituri. Economia Rusiei practic nu stă în picioare fără exporturile de energie. Exact ce zicea McCain, cred că îl cheamă pe senatorul american, care a zis că Rusia este o mare benzinărie condusă de niște interlopi, interlopii lui Putin. Da? Singura cale prin care Kremlinul putea folosi energia ca pârghie de putere era câtă vreme reușea să ne mențină divizați. Din momentul în care Europa n-a mai putut fi în Europa, n-a mai putut fi negată realitatea faptului că Rusia e de ceva vreme într-un adevărat război energetic cu noi și dezmeticirea, din păcate, s-a întâmplat abia după 24 februarie. Rusia a pierdut puterea. Un exemplu concret. Gazprom a început să strângă șurubul livrărilor de gaze spre UE încă din vara anului trecut, nu după invazia în Ucraina. Din vara lui 2021, Gazprom a redus livrările de conducte către Europa pe conducte, dar și-a respectat obligațiile contractuale livrând din depozitele de înmagazinare din Germania, pe care le-a golit înaintea iernii. Incredibil, s-au găsit voci în Europa care să justifice comportamentul Gazprom, că au probleme tehnice, că Gazprom și-a umplut cu prioritate depozitele de înmagazinare de acasă, iar Nord Stream 2 era susținut în continuare. Noroc că autoritatea de reglementare din Germania a dat dovadă de independență și nu s-a lăsat influențată de presiuni. Spre deosebire de acum, în iarna 2021-2022, Europa a riscat realmente să rămână fără gaz, dacă aveam ghinion să fie vremea rece. Anul acesta situația pare mai rea, vedeți scandalul prețurilor, dar în realitate suntem mult mai bine pregătiți. Avem surse alternative de gaz, depozitele de înmagazinare sunt pline, interconexiuni mai bune, consum mai mic, riscul de a rămâne fără gaz nu este pur și simplu aproape zero. Asta este o veste foarte, foarte, foarte bună. Vă recomand tot interviul, nu vă dau spoiler, interviul este mai lung, v-am citat câteva pasaje. Este un interviu foarte interesant și Otilia Nuțu este un analist extrem de serios. Este foarte important să citiți analiza pe care o face. Pe această temă publică un articol și RFI, Radio France International, autor Mircea Oprea: Republica Moldova șantajată energetic de Rusia. România poate suplini nevoia de energie din Republica Moldova, spune RFI. Compania rusă Gazprom amenință Republica Moldova cu sistarea livrărilor de gaze și inclusiv cu posibilă reziliere a contractului, dacă plățile restante nu vor fi efectuate până la 20 octombrie. Precizările vin în urma criticilor guvernului de la Chișinău legate de reducerea cu 30% a fluxului de gaze rusești, notează agenția EFE, preluată de Ager Press. În acest context, România poate suplini nevoia de energie a Republicii Moldova în cazul în care Rusia oprește livrările de gaze, explică RFI. Explică la RFI, ei o citează tot pe Otilia Nițu cu această explicație. Mai explică RFI că rușii au acuzat societatea Moldova Gaz că a încălcat cu regularitate condițiile contractuale referitoare la termenul de plată. Și în plus aceea, societatea a cerut în mod repetat Gazpromului condiții contractuale mai puțin riguroase în ceea ce privește volumele furnizate. Pe universul.net, știți că v-am explicat, dragi prieteni, unul dintre scopurile pentru care fac aceste editoriale video în această formulă, mă scuzați, sunt foarte obosit, am avut o zi extrem de grea astăzi, este și pentru a prezenta site-urile care sunt cât de cât ok în această mare presă coruptă, în acest cartel Mafia Media, sunt câteva site-uri, 10-15 site-uri, care sunt ok și de unde puteți să vă informați corect și obiectiv. De aceea fac această prezentare cu subiectele alese de pe anumite site-uri și pentru a arăta care sunt sursele de informație cât de cât corecte. Universul.net este o astfel de sursă de informație și ei publică tot timpul, în fiecare zi, publică câte o analiză, câte un articol foarte interesant. Astăzi mi-a atras atenția acest articol: Info Rusia, nașii viitorilor șefi a regiunilor anexate, case scoase la vânzare, animale scoase în stradă, oligarhul șmecher, concert pentru îmbrăcarea mobilizațiilor. În primele zile după decretarea mobilizării parțiale, în Moscova a crescut de 3 ori numărul apartamentelor puse la vânzare, scrie Comersant. E foarte interesant acest aspect. Potrivit sursei citate, proprietarii care încercau să părăsească țara erau dispuși să-și vândă locuințele cu o reducere de până la 20%. De săptămâna următoare situația s-a mai stabilizat. După decretarea mobilizării, mulți ruși au părăsit țara, iar unii dintre cei care au primit ordinul de încorporare au plecat la războiul împotriva Ucrainei. Adesea totul se petrece pe grabă, iar proprietarii, în special bărbați singuri, nu știu ce să facă cu animale de companie. Pe unii ajută rudele și prietenii. Alții le dau drumul în stradă pisicilor și câinilor. În acest moment în Rusia au fost lansate mai multe inițiative caritabile, scrie Meduza, care a discutat deopotrivă cu cei care au decis să-și păstreze animale de companie și cei pe care îi ajută să-și găsească o casă nouă.
Revista 22, și cu asta închei, dragi prieteni, publică un articol despre avariile de pe Nord Stream. Operatorii nu pot inspecta avariile produse conductelor de gaze. Este foarte important această informație. Știți că au fost avarii, nu se știe exact cine, cum a avariat acele conducte, se acuză unii pe alții. Faptul este că Europa investighează cauzele care au dus la spargerea a 3 conducte din rețeaua Nord Stream într-un act de presupus sabotaj, în apropierea apelor suedeze și daneze, pe care Moscova a încercat să-l atribuie Occidentului, sugerând că Statele Unite l-avea de câștigat, asta spune Reuters. Nord Stream 2 AG, operatorul cu sediu în Elveția al acestui gazoduct, a declarat marți că va examina starea conductelor, care prezintă scurgeri după ce se va încheia o anchetă a poliției la locul crimei, se va ridica un cordon. Mai târziu marți, Nord Stream AG, operatorul conductei mai vechi Nord Stream 1, a declarat că a fost informat de autoritățile daneze că obținerea permiselor necesare pentru efectuarea unei inspecții ar putea dura peste 20 de zile lucrătoare. Potrivit autorităților suedeze, a fost introdusă o interdicție privind navigația, ancorarea, scufundările, utilizarea vehiculelor subacvatice, cartografierea geofizică pentru a efectua o anchetă de stat în jurul locurilor avariate. Presiunea în conductă s-a stabilizat începând de luni, a adăugat Nord Stream. Nord Stream 2, cu sediul în Elveția, a declarat în comentarii trimise în e-mail că cooperează cu toate autoritățile relevante. Poliția din Copenhaga se ocupă de investigarea locului crimei de la scurgerea Nord Stream 2, în zona economică exclusivă daneză, a precizat compania. Paza de coastă suedeză a izolat zona în jurul scurgerii în zona economică exclusivă suedeză, au adăugat reprezentanții acesteia. Gazprom, controlată de statul rus, a declarat că fluxurile ar putea fi reluate la ultima conductă rămasă intactă în rețeaua Nord Stream 2. O sugestie care va fi probabil respinsă, având în vedere că Europa a blocat Nord Stream 2 cu câteva zile înainte ca Moscova să-și trimită trupele în Ucraina în 24 februarie. Noi va trebui, dragi prieteni, să vedem ce facem în 2024. Cum votăm. Până atunci e important să ne informăm în fiecare zi și e important să ne informăm din surse cât de cât sigure, cât de cât curate, pentru a avea acces la o informație corectă. Din păcate, presa din România este controlată în proporție de 98% de moguli penali, oligarhi, veritabil oligarhi mioritici, ale căror interese sunt perfect aliniate cu interesele dictatorului lui Putin. Și oamenii ăștia sunt conectați în politică, în alianța asta fesenistă care conduce în momentul de față România, având aur Buddha din fundul curții PSD-ului. Dacă în 2024, oameni buni, nu le luăm puterea și permitem să se întâmple ce s-a întâmplat în 2000, când am avut finala Iliescu-Vadim și apoi o majoritate pedeseristo-naționalistă, celebrul patrulater roșu, să știți că România va avea un viitor destul de trist și destul de sumbru, mai degrabă aliniat cu interesele Moscovei decât cu interesul de a consolida democrația și de a progresa în integrarea europeană.